Panouri fotovoltaice cu bani de la stat. Astăzi s-a dat startul proiectului Centenarul Luminii, care presupune instalarea de panouri solare pentru alimentarea cu energie a gospodăriilor izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Ministerul Mediului, prin administrația Fondului pentru Mediu, acoperă 100% cheltuielile pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie, dar nu mai mult de 25.000 de lei, inclusiv TVA. Fiecare beneficiar din cadrul proiectului Centenarul Luminii va primi eșalunat banii pentru instalarea panourilor solare. Potrivit ghidului de finanțare, sunt considerate cheltuieli eligibile achiziția sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puțin un kW, achiziția instalației electrice exterioare și interioare în imobil, montajul și punerea în funcțiune a sistemului. Cererile de finanțare sunt depuse de primării care au la dispoziție trei luni pentru bifarea tuturor procedurilor. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Energiei, în 2018, în România, peste 52.000 de gospodării nu erau racordate la sistemul de distribuție a energiei electrice. Ministerul Mediului a creat anul trecut premisele implementării proiectului Centenarul Luminii, realizat în parteneriat cu Ministerul Energiei.